cea mai frumoasă amintire care va rămâne peste 10, 20 și chiar 50 de ani. Nunvala, number 10. Dumitrachi. Lucescu, free out on the wing. It's Nunvala. Now, Lucescu. Lucescu. Au trecut mai mult de 44 de ani de când naționala României juca din nou la un campionat mondial, după o absență de peste 30 de ani. În Mexic, tricolorii au impresionat prin curajul lor, deși erau jucători necunoscuți în comparație cu marile vedete ale fotbalului de atunci. Mi-aduc aminte că în 1969 am stat în cantonament jucând diverse partide, fie la nivelul echipei naționale, la nivelul echipelor de club. Am stat deci 313 zile în cantonament. Într-un an? Într-un an. A fost, sigur, era perioada în care profesionismul nu exista, eram considerați niște amatori. Pentru pregătirea unui meci internațional se trebuie de 10 zile, 2 săptămâni. Totuși a fost extraordinar de frumos. Noi am ajuns în Mexic meritat. Imaginea acelei echipe din Mexic 1970 a rămas vie în memoria lui Mircea Lucescu. Avea doar 24 de ani când i s-a încredințat banderola de capitan al echipei naționale. A fost o generație de neuitat, o generație apreciată peste tot, oameni care s-au comportat corespunzător. Ei păstrez în suflet cu aceeași dragoste cu care noi împreună am obținut acea calificare de memorabil. În campionatul intern, Mircea Lucescu a jucat cel mai mult la Dinamo. Cu echipa din Ștefan cel Mare a câștigat 6 campionate și o Cupa României. Lucescu este primul antrenor jucător din fotbalul românesc la Corvinul Hunedoara, dar și singurul care a aprobat pe deplin dubla calitate de jucător activ și antrenor. Dumneavoastră l-ați votat pe știrile TVR.ro ca atacant dreapta în echipa de vis care v-ați fi dorit să joace la Mondialul din Brazilia. Mâine vă spunem cine a fost votat antrenor al echipei de vis pe știrile TVR.ro. Campania noastră se încheie miercuri, cu o zi înainte să înceapă campionatul mondial din Brazilia, pe care îl puteți vedea integral la televiziunea română.